dotate ca la carte, cele aproximativ 50 de instituții de învățământ din raionul Orhei sunt pregătite pentru noul an școlar. Autoritățile, dar și administratorii susțin că elevii se vor întoarce în băncile școlilor în cele mai bune condiții și speră că acest an de studii se va desfășura într-adevăr cu prezența fizică a elevilor la ore, așa cum s-a anunțat. Liceul teoretic Onisifur Ghibu din municipiul Orhei este una dintre instituțiile în care forfota pregătirilor pentru noul an de studii se simte de departe. Unele porțiuni ale coridoarelor, dar și ale sălilor de clasă sunt demarcate cu benzi vizibile, care vor asigura trasee prestabilite de intrare și ieșire. Iar aceasta este doar una dintre măsurile de prevenire a infecției cu noul coronavirus în instituție. Avem un aparat care este instalat la ușă, unde intră toți pedagogii și tot personalul și elevii, tot măsoară temperatura elevilor când intră în școală. Ne reamintește aparatul cum că dacă nu suntem cu mască, să îmbrăcăm masca. La fel de necesar și în acest an, dezinfectanții vor fi prezenți pe coridoare, în birouri și în sălile de clasă. Cantitatea suficientă de soluție rămasă de anul trecut a scutit liceul de o cheltuială în plus. Am procurat pe acum, la 1 septembrie, toate materialele care mai trebuiesc, în afară de dezinfectant. Clor care să fie dezinfectate, mesele, scaunile, sălile, viceile. În jur de 70% din angajații instituției s-au imunizat. Totuși, managerii spun că și restul colegilor le vor urma exemplul, întrucât își doresc să ofere siguranță deplină discipolilor lor. Suntem foarte responsabili în ceea ce urmează să facem. Ne dorim foarte mult elevul să se simtă bine și securizat la școală și ne dorim foarte mult ca lecțiile online să rămână așa ca o oportunitate pentru copii, dar nu ca ceva obligator. Cadrele sunt deja entuziasmate, doresc cu toții să se întoarcă 100% la școală. Sperăm că, într-adevăr, se va realiza acest lucru, chiar dacă sunt niște interdicții cu privire la situația epidemiologică din țară. Pregătirile pentru noul an de studii sunt întoi și în alte școli din raionul Orhei. Sute de elevi se vor întoarce la ore în condiții mult mai bune. Un gimnaziu a fost reparat capital, iar 19 instituții au fost renovate parțial. În altele 27 s-au făcut lucrări de întreținere. Unde era necesar, au fost schimbate grupurile sanitare, pardoselele, geamurile, acoperișul, rețelele electrice, termice și cele de canalizare. De asemenea, unele încăperi au fost zugrăvite, iar în câteva săli de festivități s-au făcut ample lucrări de reparație. Autoritățile raionale dau asigurări că vor face tot posibilul pentru ca procesul educațional să fie unul de calitate. Aproape fiecare instituție de învățământ necesită reparații și intervenția noastră sub aspectul financiar și bugetul fiind așa cum este, încă nu ne permitem să intervenim, dar o să luăm problemele rând pe rând și o să continuăm în a identifica și a rezolva pozitiv problemele acolo unde, într-adevăr, există. În raionul Orhei sunt 47 de instituții de învățământ în care își fac studiile peste 11.000 de elevi.